Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare! Astăzi vă invit la o etalare interactivă cu cărțile în Lenormand, să vedem energia între dumneavoastră și o persoană specială. În momentul în care voi vedeți acest videoclip, indiferent, dragii mei, de momentul în care îl vedeți. Acest videoclip nu are timp. Valabilitatea lui este ori de câte ori dumneavoastră priviți acest videoclip. Îl puteți revedea de asemenea, chiar este sugerat să reveniți asupra videoclipului. Mesajele pe care le voi primi astăzi vi le voi transmite. Sunt valabile pentru ziua și momentul în care voi vedeți acest videoclip. Dragii mei, voi ce va trebui să faceți este să alegeți între cei trei elefanței. Elefanțelul auriu, prima variantă, elefanțelul mov, cea de-a doua variantă și elefanțelul alb, cea de-a treia variantă. Așadar, auriu, mov și alb. Vom începe, bineînțeles, cu cei care ați ales elefanțelul auriu. Haideți să vedem, în general, energia persoanei respective și ce se întâmplă în viața sa. Voi vorbi despre masculin și feminin, dumneavoastră fiți liberi să vă poziționați acolo unde vă este locul și unde vă simțiți. De altfel, poate să fie o persoană specială, deci pe plan sentimental, pe plan relațional, o persoană iubită sau gândul către această persoană. Încă nu ați fost împreună, doriți să fiți împreună și așa mai departe. Depinde de situația dumneavoastră. Poate să fie de asemenea să vă gândiți la o persoană din familia dumneavoastră. Așadar, haideți să vedem ea și el. Voi vorbi despre ea și el. Dumneavoastră vă poziționați acolo unde considerați că este locul vostru. Pentru elefanțelul auriu. El, energia masculină, are o relație în paralel, două joburi în paralel, mai multe lucruri de făcut, jonglează între două persoane, o persoană și o situație anume, da? Deci are mai multe pe cap, are mai multe opțiuni, mai multe posibilități, este o persoană destul de geloasă. Energia feminină este dezorientată, nu știe ce să mai creadă despre această energie masculină. Acolo unde nu există comunicare, să știți că simt că această comunicare va veni. Simt că sunteți din ce în ce mai aproape unul de celălalt, dragii mei. Da? Aceasta este energia acum când voi vă uitați la acest videoclip. Haideți să vedem, să scoatem pe el și ea. Ea. Imediat și el. Deci, energia masculină și feminină. Repet, dumneavoastră vă plasați acolo unde credeți că vă este locul. Energiile dintre voi. Aici au sărit două cărți pentru ea. Din nou, aceeași debusolare, aceeași decepție, aceeași stare de necunoscut, nu știu ce va fi, ce se va întâmpla, se gândește la un loc public, fie o întâlnire cu persoana respectivă într-un loc public, în natură, într-un parc, înconjurați de prieteni, își dorește revederea cu această persoană, se gândește, nu știe când va fi și va veni momentul acela, dar simte.
această energie feminină simte că va veni acel moment. Haideți să vedem două cărți pentru energia masculină. Două cărți pentru energia masculină. Două cărți pentru energia masculină. Pentru această energie masculină, lucrurile sunt clare. Sunt clare, este echilibrat, da? Soarele și luna, partea masculină, partea feminină, este echilibrată această energie, mult mai echilibrată decât energia feminină. Este relaxat, este, adică relaxat, da? Este, se simte bine, se simte bine. Este în locul în care își dorește să fie. Nu văd că își dorește o schimbare. Pe când această energie feminină își dorește o schimbare, probabil ca această energie masculină să se schimbe, dar pentru moment nu văd schimbare la energia masculină. Este bine acolo unde este. Se gândește la această energie feminină zi și noapte, zi și noapte, da? Soarele și luna, se gândește foarte mult, visează. S-ar putea ca să-și dorească un copil împreună, da? Soarele mi-arată un copil, să-și dorească o relație pe termen lung, își dorește stabilitate, este stabil, această energie masculină este stabilă, da? Este stabilă din punct de vedere emoțional, din punct de vedere știe ceea ce își dorește, pe când energia feminină este oscilantă, nu știe ce să mai creadă despre această energie masculină. Mă iubește, nu mă iubește, vine, nu vine, de ce nu-mi scrie dacă mă iubește, de ce? Și așa mai departe. Întrebări foarte multe. Ce este între cei doi în prezent? Discuții. Fie au fost discuții, anumite discuții destul de aprinse, în contradictoriu, foarte încăpățânați. Ambii sunt extrem de încăpățânați. Deci va fi comunicare. Atenție la ce veți comunica, pentru că văd că această comunicare va veni din partea energiei masculine, dar să știți că energia feminină parcă îi va întoarce spatele, nu va comunica la momentul potrivit, îl va mai lăsa să fiarbă în ghilimele pe această energie masculină. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru cei care ați ales etalarea numărul 1. Rămâneți pozitivi, rămâneți optimiști cu privire la această relație, la această conexiune și la ceea ce ați simțit unul pentru celălalt, ceea ce simțiți încă și dorința de a fi împreună, pentru că se va realiza. Gândiți pozitiv, vizualizați-vă, nu numai gândiți, pentru că nu este extrem de sigur dacă vom gândi, ni se și va întâmpla. Nu! Încercați să vizualizați, să simțiți prezența acestei persoane în viața dumneavoastră ca și cum este și se întâmplă această relație, chiar dacă ea în realitate nu este pentru moment. Da? Rămâneți pozitiv, rămâneți optimiști, dragii mei. Bun, aceasta a fost etalarea pentru voi, cei care ați ales elefanțelul auriu. Trecem la cei care au ales elefanțelul mov și varianta a doua, dragii mei. Haideți să vedem pentru dumneavoastră energiile în prezent între voi doi. Ce se întâmplă între voi doi? Nu uitați că este o etalare generală. Luați de aici doar elementele care vi se potrivesc. Poate să vă vorbească această etalare sau poate să nu vă vorbească. Da? Nu se poate potrivi tuturor, cu siguranță. Două secunde. Nici nu mai știu unde să mai pun. Ok, pun aici. Ok. Haideți să vedem. Am încercat. Pentru voi, cei care ați ales etalarea a doua, elefanțelul mov, ce se întâmplă între ea și el? Ce se întâmplă între voi doi? Bun, sunteți pregătiți? Haideți să vedem ce se întâmplă. Că ea își dorește, a luat distanță de această energie
masculină îl vede departe, da? Energia feminină. Energia masculină s-ar putea să gândească sau să aibă o altă energie feminină în prezența sa și mai ales acolo unde lucrează sau între prieteni, da? S-ar putea să fie o altă energie feminină care să-l placă. Energia masculină este visătoare, își dorește această relație, își dorește această uniune, își dorește, însă simt că este o relație în secret. Da? Nu știu de ce simt un secret. Aici visează, da, este o relație în secret pentru că cineva este căsătorit, are o relație de stabilă cu o persoană, nu neapărat căsătorie, dar are o relație stabilă cu o persoană sau sunt anumite principii și valori care sunt diferite. Energia feminină își dorește foarte mult să discute, să primească comunicare, să comunice. Energia ei este foarte mult în această comunicare, ceea ce exprimă persoana masculină, ce își dorește, comunicare verbală, non-verbală, își dorește această relație de dragoste, s-ar putea să fie o relație la distanță, să vă scrieți foarte mult pe internet, însă simt că există o relație stabilă, copii, casă, familie, da? Poate în sânul energiei feminine, poate în sânul energiei masculine, dumneavoastră știți mai bine. Haideți să scoatem pe ea și el. Și să vedem ce se va întâmpla, da? Haideți să vedem, dragii mei, între ea și el, pentru voi cei care ați ales varianta a doua. Energiile în jurul persoanei masculine, două cărți pentru energia masculină, două cărți pentru energia masculină. Ok. Energia masculină își dorește schimbare, își dorește să se deplaseze, s-ar putea să existe o deplasare către această energie feminină, în sensul că există o distanță fizică între voi doi, să cadă de comun acord în privința acestei distanțe, să negocieze, însă, repet, energia masculină are pe altcineva în prezent în viața sa. Relația care o are cu această energie feminină este dublă, da? Deci este o relație triunghiulară. În majoritatea cazurilor, da? Dacă nu vi se potrivește această variantă, sunteți liberi să vă alegeți o altă variantă. Poate nu vă vorbește. Energia feminină. Energia feminină. Încă o carte pentru energia feminină. Energia feminină fie are copii în prezent, fie își dorește un copil cu această persoană, fie deja a făcut un copil cu această persoană. Se gândește la stabilitate pe termen lung, își dorește energia aceasta masculină, dorește ca lucrurile să evolueze, ca această relație să evolueze, probabil să nu mai fie în secret acolo unde este, să fie claritate în ceea ce privește exprimarea sentimentelor. S-ar putea să fie o mică diferență de vârstă și ca energia feminină să fie mai tânără decât această energie masculină sau invers, dar simt o diferență de vârstă. Pentru energia feminină, copilul și familia sau cu un copil o familie are o importanță deosebită. Între cei doi este o relație de prietenie în prezent. O relație de a început ca o relație de prietenie, s-ar putea să se fi cunoscut prin intermediul prietenilor, să-și dorească să se cunoască într-un loc public, dacă nu s-au cunoscut până acum și au discutat pe internet și la distanță. Întreabă prietenii această energie feminină de energia masculină pentru a afla mai multe informații. S-ar putea să fie persoane publice, persoane cunoscute sau cel puțin această energie feminină să facă ceva public, să discute cu publicul și așa mai departe. Însă,
își dorește foarte mult relația cu acest bărbat. Acest bărbat este deocamdată, cum să zic, este focusat către o schimbare pozitivă. Trebuie să aleagă sau s-a discutat despre acest copil și gândește și acest bărbat la acest copil. Pentru că există, ca și cum ar fi un copil nou născut și un alt copil în alte cazuri mult mai măricel. Haideți să vedem îngerii romantici pentru voi, varianta a doua. Prea multe cărți. Haideți să vedem o singură carte, îngerii romantici. Nu, îngerii, ce vă spun. Ok, stați așa că eu nu prea știu germană. Două secunde, am aici... ce însemna? Ok, zice să alegeți o altă direcție, da? Să alegeți o altă direcție. Probabil această energie masculină este deja implicată într-o altă relație și nu vă va oferi ceea ce dumneavoastră vă doriți. Acest copil, această relație stabilă... această relație pe termen lung pe care voi o vreți este în imposibilitatea de a vă oferi în acest moment. Deci alegeți o altă direcție, în sensul că poate să-mi vorbească despre o altă abordare sau să uitați complet această persoană și să vă continuați viața, dragii mei. Depinde de situația dumneavoastră, dar din păcate nu simt că această conexiune este posibilă pentru moment, pentru că această energie masculină are cu totul altceva de făcut în viața sa în acest moment. Pentru cei care au ales varianta a treia, dragii mei, cu elefanțelul alb, haideți să vedem energiile din jurul dumneavoastră. Pentru cei care au ales varianta a treia, vreau să văd energiile din jurul persoanei masculine, persoanei feminine. Energiile. Ok, eu am impresia că sunteți extrem de nerăbdători cei care ați ales varianta a treia. Ok, pentru că nu e prima oară când se întorc cărțile ăsta, îmi sar cărțile. Probabil vă doriți foarte mult să vă întâlniți cu această persoană, nu știu ce să vă zic. Haideți să vedem pentru voi varianta a treia, ce se întâmplă, care sunt energiile în acest moment. Ok, pregătiți, haideți să vedem. Simt energia feminină că îi se pare foarte, foarte greu, foarte greu relația cu această persoană, foarte multe sacrificii, foarte multe eforturi, o relație greoaie sau viața în general a energiei feminine este destul de grea în acest moment. Energia masculină caută informații, se uită pe internet, pe rețele de socializare, să vadă ceea ce face această energie feminină, observă de la distanță. Este o persoană care s-ar putea să fie căsătorită sau această relație să fie la serviciu pentru câțiva dintre voi. Iar această energie masculină să fie ierarhic superioară energiei feminine din punct de vedere al jobului. Da? Haideți să vedem mai departe. Energia feminină își dorește de la această energie masculină ca un cadou. Își dorește ca el să vină în viața ei ca un cadou, în maniera în care ea vrea. Este destul de încăpățânată această energie feminină. I-a cerut ceva, iar nu a obținut. Nu a
obținut ceea ce vroia, dar va primi. Această energie feminină se gândește la împlinirea a dorințelor, dragii mei. Și simt că va primi, da? Ceea ce ea își dorește, va primi în cele din urmă de la acest bărbat. Acum nu știu despre ce este vorba, poate să fie un cadou, poate să fie un mesaj, poate să fie ceva simbolic, dragii mei, da? Bun, haideți să vedem. Ok. Așa. Haideți să vedem pentru energia masculină. Ce se întâmplă în viața sa acum la energia masculină. Energia masculină. Două cărți pentru energia masculină. Două cărți pentru energia masculină. Ok, prea multe. Au căzut. Încă o dată, o singură carte. O singură carte pentru energia masculină. Vedeți? Am zis că această energie feminină a cerut ceva energiei masculine, o schimbare. O schimbare și să fie așa cum ea își dorește. Se va schimba această energie masculină, dar este, nu este o schimbare care vine din inima sa. Are nevoie de mult mai multă forță pentru a deveni o altă persoană așa cum voi vreți. Nu este în principiile sale, în valorile sale să se schimbe. Această persoană vrea să rămână așa cum este și nu poate să fie 100% ceea ce energia masculină vrea, dar se va transforma. Dar simt că această transformare este doar de fațadă, în sensul să facă pe plac aceste energii feminine, va oferi ceea ce ea își dorește, dar după care va pleca. Da? În sensul că își va vedea de treburile lui. Da? Haideți să vedem energia feminină. Okay. Și această energie feminină are pe cineva în viața ei, are o altă persoană, își dorește un alt, deci are familie, s-ar putea să aibă familie, copii și își dorește copil cu această energie masculină, având o altă relație, pentru unii. Pentru alții își dorește ca relația cu această persoană să meargă așa în paralel, la nesfârșit, la infinit, pentru stabilitate, pentru o viață în paralel, nu știu cum să mă exprim, pentru totdeauna. Își dorește această energie feminină să fie cu acest bărbat pentru totdeauna. Însă acest bărbat parcă nu este de acord cu această stabilitate pe termen lung și ceea ce energia feminină vrea, nu-i poate oferi. Nu-i poate oferi viața aceasta pe care ea o vrea, probabil și copilul, dar își dorește copil. Mintea energiei masculine spune nu vreau acest copil, dar în inima sa îl dorește acest copil. Dorește acest copil. Haideți să vedem ce este între ei. Suferință. Suferă foarte mult. Pasiune foarte multă. Însă și suferință. Suferință pentru că probabil nu mai sunt împreună, nu se mai văd. Această energie feminină a luat distanță. Haideți să vedem sfatul îngerilor pentru voi. Cei care ați ales etalarea a treia, o carte de la îngeri pentru voi. O carte de la îngeri pentru voi. Au sărit două, am să le las, probabil este un mesaj. În câteva luni, într-un moment divin, într-un moment perfect, deci când Dumnezeu și divinitatea, planetele se vor alinia, dumneavoastră veți fi cu această persoană și veți primi ceea ce vă doriți de la această persoană. În câteva luni, într-un moment potrivit,
la timpul potrivit. Da? Perfect timing, da, dragii mei. Cam aceasta a fost etalarea propusă de mine. Sper să fi găsit elemente interesante. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și sper să ne le revedem cu bine la etalări la fel de interesante. La revedere, dragii mei!